Bun găsit, dragilor, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pierdere și Transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Astăzi, alături de noi este Roxana Avădanei, sociolog, psihoterapeut integrativ, fondator Embodiment România, fondator Ikigai Dojo, instructor de Ki Aikido și vorbim pe marginea cărții Revolta Corpului de Alice Miller, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Vorbim despre, așa cum de altfel sugerează foarte bine și subtitlul acestei cărți, Forța vindecătoare a propriului adevăr. Iată, în această perioadă ne confruntăm, cel puțin de un an de zile încoace, cu foarte multe pierderi cam pe toate planurile, pe toate palierele, pe toate nivelurile vieții noastre, indiferent că vorbim despre viața intimă, viața de cuplu, viața de familie, viața socială sau viața profesională. Și ne gândim adeseori de unde vin aceste semnale pe care probabil corpul ni le dă, așa cum Alice Miller vorbește în Revolta Corpului și vine cu niște exemple foarte pertinente din istoria literaturii universale sau din alte, să spunem, științe, personalități remarcabile cu copilării nu foarte fericite, cu abuzuri emoționale, cu abuzuri fizice, verbale, de limbaj din partea părinților. Și mă gândesc de multe ori cât de importante sunt aceste traume, să le spunem, cât de importante sunt tiparele relaționale în care noi am fost crescuți, cât de importantă este relația cu părinții noștri, în așa fel încât să trecem cumva mai ușor peste această criză sau peste această succesiune de crize, că vorbim de o criză existențială, pentru că, iată, Roxana ne poate spune foarte bine din calitatea de psihoterapeut, foarte multe persoane acuză atacuri de panică, anxietate, neliniște, episoade depresive. Și cum reușim noi în așa fel încât să rămânem echilibrați, să rămânem cu noi înșine, în așa fel încât să trecem peste această perioadă incertă și foarte dificilă. Roxana. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Cartea asta este absolut superbă, deci nu pot încuraja suficient de mult cititorii să pună mâna pe ea cât mai repede, mi se pare revelatoare și vorbește despre niște adevăruri greu de înghițit, pentru că pornește tocmai de la una dintre porunci, faptul că trebuie să ne cinstim și să ne iubim părinții pentru a avea o viață lungă. Și pornește de la această idee, asta este chiar începutul cărții, și apoi tratează conflictul ăsta dintre ceea ce simțim și ceea ce a fost înregistrat în corpul nostru, pentru că ele cumva sunt într-un oarește conflict. Adică noi suntem într-un fel loiali părinților noștri, vrem să păstrăm acea idee că ne-au iubit, că au făcut tot ce au putut, că rămâne această fidelitate. Da, despre ei, să nu vorbim de lucruri rele și destul de des chiar și în terapie, un terapeut care nu a lucrat la rândul lui cu aceste proprii conflicte interioare, poate să treacă destul de repede peste aceste abuzuri ale copiilor, foștea copii, dar în cabinet suntem destul de des copii și se duc destul de repede într-o zonă a iertării. Iar asta este de fapt tot într-o apărare a părintelui. Ori copilul de atunci are nevoie să simtă că ce a fost real și are nevoie să treacă printr-un alt fel de dialog. Iar Alice Miller, că uite, vreau să spun așa de multe că mi se încâlcesc cuvintele, atât de frumos arată acest parcurs
al corpului în care încearcă prin indicii, prin simptome, prin boli, să-ți transmită, hei, adevărul tău e aici și trebuie să-l scoți la suprafață. Și când mă întrebai ce putem face să trecem peste, cred că, cum spunea și invitata ta într-o emisiune anterioară, nu trebuie să trecem peste, ci prin. Pentru că încercând să evităm lucrurile astea, nu facem decât să ne îmbolnăvim și mai tare. Simptomele alea ne spun ceva. Trebuie să ne așezăm puțin și să vedem ce spun lucrurile alea despre noi, de unde au apărut. Cu cât încercăm să scăpăm mai repede de ele, cu atât ele vor fi și mai virulente sau se vor muta dintr-o parte într-alta. Nu o să mai ai anxietate, o să ai altceva. Dar nu te mai doare stomacul, te doare capul. Deseori se întâmplă să auzim persoane care cumva apar, măi, dar tu le-ai pe toate. Dar la un moment dat corpul începe să-ți comunice în toate felurile posibile că nu-ți trăiești propriul adevăr. Pentru că neuitându-te acolo în trecut, cu deschiderea și cu trecând peste partea asta de morală și de bună creștere și valori și să-ți cinstești părinții, să vezi realitatea așa cum este ea. S-au întâmplat acolo niște lucruri nedrepte, s-au întâmplat niște lucruri care poate au destructurat sau au rănit atât de mult încât cumva toată viața ta a fost influențată. Iar Alice Miller foarte frumos arată câteva povești ale unor scriitori binecunoscuți care, într-un fel prin scris, au încercat să scoată la suprafață, însă nu au făcut-o întru totul și mulți dintre ei au avut morți dramatice sau boli foarte grele sau chiar suicid. Da, pentru că scrisul într-o oarecare măsură este terapeutic și poate, nu știu, mă gândesc mai mult sau mai puțin conștient întotdeauna, poate și din cauza titlului sau datorită titlului, nu din cauza titlului, am asociat această carte a lui Alice Miller, Revolta Corpului, cu cartea lui Babette Rothschild, Corpul își amintește, da? Iarăși o altă carte foarte dragă nouă, pentru că vorbim aici, cum ai spus și tu, despre somatizări, atunci când reprimăm emoțiile, când nu le conținem, când nu le trăim, nu ne dăm seama, corpul ne dă niște semnale, noi suntem ignoranți și nu le băgăm în seamă și zicem, e bun, și ce dacă mă doare în stânga sau mă doare în dreapta, lasă că pot, vorba ta, mai pot până fac poc. Și iată că Revolta Corpului este într-adevăr o carte, fără să exagerez, o carte revoluționară în ceea ce înseamnă parentaj. Și ce îmi place mie foarte mult, o expresie a lui Alice Miller, este faptul că într-o altă carte, și ele seamănă foarte mult între ele, atât Revolta Corpului cât și Pentru Binele Tău, tratează tot mai zona aceasta a pedagogiei punitive, a pedagogiei negre, cum o numește Alice Miller, adică pedeapsa. Și într-una dă exemple din istoria personalități mari, din istoria omenirii. În cealaltă merge mai mult pe zona scriitorilor care au avut destine mai mult sau mai puțin dureroase, tragice. Și spune Alice Miller la un moment dat, copiii, apropo de iubire și de formele de iubire, condiționată sau necondiționată, în iubirea între părinte și copil, această iubire trebuie să fie necondiționată. Adică cumva copilul ar fi nevoit, obligat, să-și iubească părinții necondiționat, așa cum sunt. Ori ea demontează acest mit. Nu, stai puțin, că nu, lucrurile nu stau chiar așa. Adică în momentul în care eu am primit și abuz, și violență, și bătaie, și denigrare, și etichetare, și judecată, și insultă, și multe, multe alte lucruri, critică foarte multă, nu există obligația de a-mi iubi părinții. Da, bun, îi accept. Ăștia mi-a dat natura, Dumnezeu, dar... Da, chiar foarte bine că mi-ai amintit
ea vorbește mult și despre faptul că pe forumuri sau chiar și în terapie sau deseori și în conversațiile de zi cu zi, ai crede că toți oamenii au avut niște copilării minunate. De altfel, ca să vezi cum funcționează mintea noastră, avem acele amintiri uitate, da? Deci de multe ori zicem, dar nu mi s-a întâmplat nimic, dar nu, eu am avut o copilărie minunată, adică se și ai spune că ai uitat, cel puțin la nivel mental. Da. Dar corpul își amintește, că tot aminteai de cartea lui Babet, și lucrurile alea rămân acolo și până când nu le scoatem la suprafață, efectele se vor vedea. Alice spune de faptul că avem nevoie de, cum numește ea, un martor competent pentru a trece prin, pentru a retrece prin acele momente, da? Un martor care, o companie, un însoțitor care să dea voce, să se îngrozească alături de tine, să plângă alături de tine, să empatizeze cu nevoile ignorate ale copilului de atunci. Și în felul ăsta apare cu adevărat vindecarea. Și de fapt și acceptând acel adevăr este în sine vindecător, sau duce către o cale vindecătoare, pentru că atunci nu mai este acel conflict interior între ceea ce simți și ceea ce trebuie să spui, că așa se spune, așa e frumos, așa se cade și așa mai departe. Nu de altfel, și Alice mai are un capitol în care vorbește despre oamenii care apelează la diverse medicamente sau alcool sau droguri, da? Pentru a-și bloca drumul către acel adevăr, pentru că recunoașterea adevărului este uneori foarte dureroasă. Și atunci, ca să ne întoarcem și mai mult în timp, copilul are nevoie imensă de iubire, de conexiune, de atenție, de respect. Ori când aceste lucruri nu numai că nu sunt oferite, dar sunt afectate prin abuz, de care nu neapărat trebuie să fie printr-un abuz din ăla mare, o bătaie, sură cu moartea, sau știu eu, că de asta foarte multă lume zice, da, e mare lucru, mi-a mai dat și mie o palmă. Ori pentru un copil, palma aia, să nu uităm, este un copil lipsit de apărare, este percepută complet altfel decât cum ne uităm noi acum ca adulți și ni se pare că nu e mare lucru. Deci, nu numai că nu sunt oferite acele lucruri, dacă sunt și afectări de tip fizic sau verbal, da, la adresa copilului, atunci copilul ce face? În loc să zică, uite, părintele meu nu e în stare să mă iubească, începe să creadă că are o problemă el însuși. Pentru că asta e mai ușor de acceptat, într-un fel. A, deci trebuie să fac eu ceva, să fiu mai bun, pentru că părintele meu este capabil să mă iubească, dar trebuie eu să vin cu niște lucruri, da? Să devin eu mai bun, trebuie să fac să eu merit. Niște eforturi. Trebuie să merit. Da? Și atunci, dacă găsesc eu soluția aia magică, părintele îmi va oferi ceea ce am nevoie. Și asta, de fapt, este ceva ce se perpetuează în timp. Și dacă noi, ca adulți, nu rezolvăm lucrurile astea, ce facem este să o dăm mai departe, moștenire copiilor noștri, da? Și să afectăm, de fapt, și generațiile următoare. O carte, așa cum spuneam la începutul discuției noastre și cum spuneai și tu de altfel, o carte tulburătoare, care se integrează, iată, atât de bine în contextul psihologic și terapeutic pe care noi îl parcurgem și mai ales, cum spuneam, în ultimul an. De ce ai recomanda această carte și ce ar putea să găsească ca punct de susținere, ca punct de sprijin cititorii în ea? Probabil că unii dintre cititori, și pentru binele tău tot al lui Alice Miller, probabil că vor găsi niște tușe sau niște elemente cumva definitorii în ceea ce privește propriile noastre copilării. Pentru că depinde cum te raportezi la copilărie. Foarte bine ai punctat tu. Vine cineva și spune, am mai luat și eu câte o palmă. Bun, tu în momentul ăla copil fiind n-ai realizat.
Abia dacă stai acum și te gândești la niște episoade, îți dai seama că de fapt ele sunt coroborate cu altele, în care poate că o palmă sau poate că o bătaie sau eu mai știu ce au fost însoțite, că de regulă o palmă nu vine așa pe muțește, pac, o palmă și părintele a dispărut. Nu, palma aia este însoțită și de, cum spuneam, de critică, și de insulte, și de injurii. Nu ești în stare de nimic, ești un bou, ești un tâmpit, ești o proastă, ești o, tot felul de invective, tot felul de, de etichetări. Care, iată, există un mix aici între ceea ce înseamnă abuzul fizic, da? Cu abuzul emoțional. Și de cele mai multe ori se întâmplă ca abuzul emoțional să fie mai important și să cântărească mai mult. Da, că nu e la fel de vizibil. Da. Și se întâmplă asta destul de... Adică un abuz fizic, nu că am putea face o calificare care e mai bun, care e mai rău, nu poți face o astfel de calificare, dar într-un fel faptul că este o palmă, e la vedere, e ceva ce totuși mai auzi poate în jur ca adult că nu e ok să lovești sau în fine... Dar atunci când este sub formă de jignire sau poate nici jigniri, poate pur și simplu partea asta de neglijare a nevoilor copilului, a nu băga în seamă sau a criticat, dar într-un mod ascuns, nu neapărat în mod direct, a nu faci nimic bine. Ci poate să fie la modul, da, cât a luat Pixulescul? La matematică. Nouă. Păi a luat 9. Sau... Dar tu cât ai luat? Bine, 7. Mamă, dar puteai mai mult. Da. Sau, așa ai făcut tu, așa ai vrut tu să iasă? Sau... Da, deci acele mici îndoieli care par să nu fie niște critici directe, sunt indirecte și parcă sunt non-nocive. A, ce-i așa? Ai mei nu m-au criticat, ai mei nu au făcut nimic. Ceva neregulă cu mine, nu, ai mei au fost niște părinți extraordinari, da? Sau părinți care, tocmai pentru că vor să nu facă, să nu dea mai departe ce li s-a întâmplat lor, poate să te ducă în direcția cealaltă, să îi supra-încarce pe copii cu iubire sau cu niște cadouri sau o atenție exagerată, da? Să facă copilul meu tot ce n-am făcut eu, să-l trimit și la balet și la pian și la... să aibă tot ce n-am avut ori copiii. Nu trebuie să fie ce n-ai fost tu, copilul trebuie să fie ce e el, trebuie să aibă libertatea de a fi el însuși. Nu trebuie să îndeplinească ce nu a reușit părintele sau bunicul sau străbunicul. Și că mă întrebai ce poate găsi cititorul în această carte, Revolta Corpului, este această demitizare. Este ok să ne revoltăm împotriva unor abuzuri pe care părinții noștri le-au făcut. Nu putem să sărim direct într-o iertare, pentru că este o iertare falsă, de dragul moralității, de dragul societății, de dragul de a da bine, de a arăta că ești un om bun și iertător, dar, cum uite, spune ea, corpul e protectorul adevărului nostru, deoarece poartă cu sine experiența întregii noastre vieți și are grijă ca noi să putem trăi cu adevărul organismului nostru. Cu ajutorul simptomelor fizice, el ne obligă să acceptăm la nivel cognitiv acest adevăr, astfel încât să putem comunica armonios cu copilul din interior, cel care încă trăiește în noi, copil care a fost cândva respins, abuzat și umilit. Deci, doar acceptând acest adevăr și întorcându-ne acolo, practic, noi fiind părinții pe care nu i-am avut, îmbrățișând acel copil interior și oferindu-i ceea ce nu a primit, doar așa putem să ne eliberăm și să ne trăim acel adevăr. Și asta mi se pare că e foarte important de știut. Inclusiv în terapie, că sunt mulți care merg în terapie ani de zile. Și acum nu
Nu vreau să militez împotriva terapeuților, Doamne ferește, că nu e bună terapia. Doar că trebuie să începem să vorbim despre lucruri incomode, așa cum, uite, Alice Miller și-a asumat. Ea s-a retras din Asociația Psihanaliștilor atunci când a realizat că se dă vina numai pe copii în situațiile de abuz, dar și-a asumat niște riscuri enorme, inclusiv prin această carte. Spune niște adevăruri foarte greu digerabile. Cred că trebuie să începem să vorbim despre aceste adevăruri greu digerabile. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Sunt terapeuți care nu lucrează suficient de mult cu ei înșiși, da? Și atunci când un pacient merge în partea asta a copilăriei, dacă terapeutul se grăbește și, de fapt, îl retraumatizează, în loc să fie o altfel de experiență în care pacientul poate retrăi povestea copilăriei într-un alt mod, să vadă ce a fost bine, ce n-a fost bine, să distingă, de fapt, ce faci? Îi reîntărești ce a trăit atunci. Că tu trebuie să treci peste lucrurile astea, că părinții au făcut și ei ce au putut, că nici ei nu au știut mai bine, că asta a fost și educația lor, că n-au avut acces la suficiente informații cum avem noi, etc., etc. Și recunosc că și eu... Adică, citind rândurile astea, îmi dau seama că și eu am avut momente în care poate am avut astfel de dialoguri cu oamenii care nu reușeau să iasă dintr-o anumită poveste a copilăriei. Și uite că nu este ok, că nu facem decât să întărim, vezi, partea asta de... Că vorbeam noi zilele trecute despre o altă carte, despre morți numai de bine. Cumva aici e despre părinți numai de bine. Și nu cred că e corect. Această imagine idealizată nu este sănătoasă. Sunt și ei oameni până la urmă și chiar și cei mai buni părinți cu siguranță au avut și ei scăpările lor. Și este ok să ne uităm la ele așa cum au fost ele. Nu trebuie să le ștergem și să le băgăm sub preș, cum mai zici și tu. Plus că... Ideea este că, da, într-adevăr, procesul vindecător al iertării este foarte important și, de altfel, într-o altă metodă terapeutică, în metoda lui Jacques Salomé, metoda ESPER, există scrisoarea de restituire față de părinți, da? E ca și cum ai face un soi de confesiune în fața părintelui, despre felul în care tu te-ai simțit în anumite momente din copilăria ta, pe care tu, fiind copil și având limbajul, să spunem, foarte limitat, nu te-ai dus să-i spui părintelui: știi, tată, dar tu când m-ai bătut și mi-ai adresat următoarele cuvinte, m-ai jignit și m-ai umilit foarte mult și ai dezvoltat în mine rana de umilință. De să uită tată, băi, ce ai pățit, știi? Adică, nu, săracii copii, ce fac? Plâng, se retrag din punct de vedere emoțional, mama e rea, tatăl e rău, în mintea lor nu spun acest lucru pe gură verbal, dar n-au la dispoziție variantele pe care le avem noi ca adulți pentru a ne exprima anumite emoții, dar mergem pe prezumția, hai să o numesc așa, termen juridic, mergem pe prezumția de bună credință a părinților, că cu excepția unor părinți, să spunem, cazurile patologice, unde avem parte de un părinte alcoolic, unde avem parte de un părinte extrem de violent, care și acel părinte la rândul lui probabil că a avut o copilărie plină de abuzuri, că de fapt cam asta se întâmplă, a avut o copilărie plină de abuzuri și de deprivare emoțională și el la rândul lui n-a făcut altceva decât să perpetueze tiparul relațional al tatălui, părintelui pe care l-a văzut în familie. Dar mergând pe această prezumție de bună credință, noi părinții nu-i putem schimba. Și într-adevăr îi acceptăm așa cum sunt sau cum au fost pentru cei care au decedat și cumva, într-adevăr, noi am mai discutat asta. Discuțiile pe care noi le avem cu părinții de cele mai multe ori sunt după moartea acestora, da? Pentru că simțim că sunt niște lucruri acolo nespuse.
Noi probabil că am fost atât de timizi și de emotivi și de hipersensibili încât ne-a fost jenă și ne-a fost rușine să-i spun mamei mele sau să-i spun tatălui meu niște adevăruri despre relația noastră. Dar alea rămân în noi. E, și tocmai ca să nu ajungem să somatizăm, da? Ajungem cumva să ruminăm. Și ceea ce ne doare, ajungem să spunem mai departe cu acel părinte imaginar pe care îl avem în față. Și mie personal mi s-a întâmplat lucrul ăsta, da? Îmi imaginez pe tata sau îmi imaginez pe mama și le spun toate lucrurile pe care le-am spus în viața asta. Cumva să pot să ajung pe acel proces al vindecării și al iertării. Ăștia au fost, probabil că noi deținem niște pârghii ca părinți pe care ei nu le-au avut și aici mă refer mai ales la literatura de specialitate. Iată, vorbim despre această minunată carte, vorbim despre autori extraordinari, la care părinții noștri n-au avut acces în urmă cu 30, 40, 50 de ani. Adevărat, Sorin, dar copilul ăla de 3 ani care e bătut... Absolut, nu. Noi pentru el nu contează că părintele n-a avut el cărți să le citească. Nu, pentru el, nu, nici pomeneală. Este în continuare nedrept. Este, adică, da, e nedreptățit. Este că putem să acceptăm, să traumatizat. Înțelegem, să iertăm, să ne uităm acolo cu înțelegere, dar în același timp pentru copilul nostru de atunci e nedrept. Interior, și atunci copilul ăla trebuie să facă diferența asta între bine și rău, între corect și incorect. Ok, poate nu sunt chiar la extremele astea, dar trebuie să fie acolo cineva să ia apărarea. Trebuie să fie acolo cineva care să-i spună, hei, ce ți se întâmplă nu e corect. Nu e bine, da. Hei, tu ești doar un copil, nu poți repara părinții tăi și ce fac ei. Și până la urmă nu e nici de datoria ta. Nu e drept ca tu să încerci să rezolvi probleme părinților tăi. Exact. Da? Și, de fapt, asta se întâmplă prin terapie. Și, uite, aici apare o chestie pe care, de altfel, am și discutat-o destul de des în ultima vreme. Oamenii zic, deci trebuie să mă duc acum să mă cert cu părinții mei și să le zic ce am eu de zis. Păi ei nu o să înțeleagă niciodată. Da. Dar nu e despre asta. Sigur că poate ei nu vor înțelege. Sigur că nu poți să te duci și să le arunci acolo toate alea. Nu vorbim despre asta. Dar într-un cadru terapeutic... Uite, chiar dacă ei sunt în viață, că spune că tu ai făcut această chestie cu părintele imaginar, să vorbești și în terapie, și în terapie integrativă, și sunt tehnici prin care folosești treaba asta, da? Tehnica scaunului gol, da? Să vorbești ca și cum persoana ar fi acolo. Că creierul scaun, nu face diferența între te-ai exprimat în fața persoanei sau că o faci în imaginație. Cumva ți-ai făcut dreptate. Nu trebuie neapărat să te duci să-i spui direct mamei sau tate, ia uite ce mi-ai făcut. S-ar putea, da, să-ți fie frică, tocmai pentru că nu vrei să-i rănești, nu vrei să așa, sunt totuși părinții mei, hai să... Da? Deci nu vorbim despre a-i confrunta neapărat direct pe părinți, ci a recunoaște noi față de noi. Exact. Și de a avea aceste confruntări, că printr-o scrisoare, cum ai spus și tu, prin... tehnica scaunului gol, adică să-mi imaginez că este în fața mea și îi spun tot, da. Lucruri pe care nu le-am spus. Dar aici intervine totuși importanța terapeutului, pentru că sunt situații în care trauma este atât de veche sau abuzul e atât de veche, la o vârstă poate preverbală, în care copilul nu ar fi avut cum și dacă ar fi vrut și ar fi avut puterea, n-ar fi avut cum să-și confrunte părinții. Nu avea limbaj. Cum spuneai și tu, de ori n-a avut cuvintele potrivite, ori efectiv nu vorbea, da? Poate vorbim de traume dinainte de un an. Atunci, în cadrul terapeutic, terapeutul este cel care vorbește, spune ceea ce este de spus în locul copilului. Da? Este cel care, cum spune Alice Miller, este martorul care ajută în procesul de vindecare. Și spune acele lucruri pe care un copil nu ar fi avut cum să le spună. Orică nu putea vorbi, orică și dacă ar fi vorbit, nu avea limbajul. Și de multe ori în terapie noi regresăm, ne întoarcem la acea vârstă a copilului. Exact. Și amuțești. Și spui, păi spune că nu-i drept, că nu poate, copilul nu poate. E un copil speriat, lipsit de apărare,
îngrozit că nu știe ce consecințe ar putea urma verbalizării și atunci chiar și ca adult nu poate vorbi. Pentru că în cabinet nu este adultul, este copilul de atunci, lipsit de apărare și are nevoie de un adult care să intervină pentru el. Dragii noștri, iată, am vorbit despre revolta corpului, forța vindecătoare a propriului adevăr, o carte scrisă de Alice Miller, o autoare foarte, foarte dragă nouă, carte pe care o puteți găsi pe site-ul Editurii Herald în cadrul campaniei Pierdere și Transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. A fost alături de noi Roxana Vădanei, sociolog, psihoterapeut integrativ, fondator Embodiment România, fondator Ikigai Dojo, instructor Kiaikido și mulțumim din nou pentru că și-a făcut timp, ca de fiecare dată, să discutăm despre astfel de subiecte foarte interesante cu care noi venim întotdeauna în fața dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pierdere și Transformare. Până atunci să aveți o zi minunată, în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!